fugit internetul, au fugit. Bun, mă, ce fac la bita? Măi, oameni, stai să vă zic. Mulți, mulți oameni mergeți acolo la Ionut și mă vorbi zero, nu mă interesează. Dacă mă vorbim... Nu, e Daria. Oameni buni, dacă mă credeți, mă credeți. De câte ori au plecat în Moldova, de atâtea ori, nu au făcut pot, nu mă supăra faptul. M-a supărat faptul că am venit jos. M-a sunat de la 6, cred că 5:30, 6. Nu te las! Nu te spune în gura la toatul tău! De Luis! Pușcăriaș! Putu-s morții, mătitea! Până când să tot îți rap? Până când? M-ai făcut? Ai zis că... Ce? N-am zis nimic la băiatul ăsta. Sigur mă urmărești. Păi dacă Bogdan vrea să spună Dantura că vrea să te obție. Oameni buni, Bogdan este fratele meu. Nu ai zis așa, e nevoia. Nu mai mici, că n-ai zis așa. Amă, lasă-mă, nu mă enerva și tu. Nu te mai ascunde și tu. Oameni buni, eu nu, dacă nu vă duce ca o zi, o să fac la corma asta, mă cupe direct în savarină. Nu te mai ascunde, mi-a zis. Zic că vrea să mă obțină Maram Bogdan. Bă, Bogdan e fratele meu. Nu înțeles. Nu înțeles. Bun. O să demonstrez că o să rămân singură. Singură. Frate. Hai, mă, nu mai mă enerva, Bogdan. Gata, Dumnezeu, tot ce iubești tu viață. Facem hazin în casă, Alexandra. Ho! Facem azi din caz ca să-ți mai scrie tare, că te-am văzut că erai supărat, ai plâns. Lasă, să nu cumva, auzi la mine, Bogdane, să nu cumva să mai intri cu Ionut, că vrea să-și facă urmăritori. S-o supăra pe tine pentru că nu i-ai dat follow și mie mi-ai dat follow. Zic că te gelozea pe el. Mie mi-a zis că n-a fost gelos pe mine, a zis că nu s-a întâmplat nimic. Ce? Mi-a zis că nu era gelos pe mine, că nu are nicio treabă cu mine despărțirea lui, voastră. Ia, ce minte, Doamne, puteai mai cum mi-a zis în gură.